Bun venit la interviurile startupcafe.ro. Eu sunt Constantin Pescaru, iar astăzi îl avem ca invitat pe Ovidiu Tuduruță, fondator aplicației Beezers. Bun venit, Ovidiu! Mulțumim foarte mult că ai acceptat invitația noastră. Bine v-am găsit și bun găsit urmăritorilor noastre și echipei. Hai să începem cu o descriere pe scurt a acestei aplicații, ce este Beezers și cum funcționează așa, ca să înțeleagă publicul larg. Dacă exprimăm în termeni tehnici, Beezers este un marketplace pentru îngrijiri medicale la domiciliu. Dacă vrem să transferăm această explicație într-una mai accesibilă, Beezers este o platformă de unde poți obține în timp real sau Beezers îți duce specialistul medical acasă. Este o platformă de rezervări unde prin 6 pași obții asistență medicală de specialitate pentru tine sau pentru cei de care ai grijă. Mă gândesc că ăsta ar fi punctul forte al aplicației, faptul că de la distanță poți să ai acces la niște servicii medicale de care ai nevoie, iar specialistul respectiv să vină la tine acasă. Lucru de asemenea foarte important, cu atât mai mult în pandemie, unde cumva mersul la spital e puțin mai îngreunat. Și pe de altă parte, sunt într-adevăr oameni care au nevoie de îngrijiri medicale și ideea asta de a veni specialistul la tine acasă încă nu e atât de bine împământată în România. Vreau să ne povestești puțin cum ți-a venit ideea. Cumva am înțeles că are legătură și cu o experiență personală, dar vreau să te las să ne spui tu mai multe legat de cum ți-a venit ideea acestei afaceri. Constantin, o să le iau treptat pentru că vreau să accentuez sau să nuanțez puțin și din cele spuse de tine, dar așa cum m-ai invitat, o luăm din spate de la momentul concepției. Perfect. Într-adevăr, la bază e o experiență de familie. Unul dintre părinții mei a trebuit să lucreze în străinătate, îngrijind la domiciliu persoane vârstnice. Și încă din acel moment mi-am promis că o să vină ziua când ceea ce a făcut mama o să-i dau o altă dimensiune și o să-i dau o dimensiune de o manieră încât accesul la servicii medicale să fie îmbunătățit și o să construiesc o platformă care să poată fi utilizată de 1 miliard de oameni. De aici mai departe a urmat un drum interesant. A fost o finanțare undeva prin 2017-2018, o finanțare adresată românilor cu statut de rezident în diaspora, finanțare europeană prin care se urmărea atragerea românilor acasă. Am accesat, aceea a fost suma câștigată în urma concursului de selecție de planul de afaceri. A fost un prim imbold ca să putem desena conceptul și să începem să-l și dezvoltăm. De aici mai departe a urmat, de la idee până astăzi, a urmat un drum prin intermediul căruia am încercat să vedem juridic unde ne sunt limitările, cum ar trebui să se întâmple, care ar trebui să fie scenariile tehnice la care aplicația să răspundă. Am încercat să sondăm potențialii utilizatori, să aflăm cum ar trebui să fie utilizată această aplicație într-o manieră cât mai simplă și cât mai accesibilă. Nu e simplu pentru că dacă îți propui să digitalizezi scenarii din viața reală, în realitate în spate trebuie să modulezi algoritm informatic care să răspundă la foarte multe întrebări ce se întâmplă dacă. Am ajuns în Corect. punctul în care am lansat-o. Am lansat-o în București. În primele 2 luni ne-am bucurat de multă atenție și am avut și noi posibilitatea să reglăm aspecte tehnice pe care ni le-am imaginat prost în etapa de concepție. Și astăzi suntem în regulă, funcționează, publicul larg consumă aplicația. Există în București, cel puțin am depășit 5.500 de utilizatori. Avem o recurență asupra comenzilor, sunt comenzi zilnice.
Și mai mult decât atât, cine a comandat prima dată, comandă și a doua oară. Ceea ce înseamnă că cine a văzut că dacă intri în aplicație și comanzi, specialistul medical chiar vine acasă, îndrăznește și comandă și mai mult decât atât recomandă. Într-adevăr, pandemia, această situație nefericită la nivel global, pe noi ne ajută totuși să-i facem pe oameni fericiți, în sensul în care pot să se îngrijească de propria sănătate în confortul casei, scutind riscul de a merge la spital și evitând riscul de contagiune cu virusul. Dar eu n-aș vrea să leg mai mult decât atât această platformă de rezervări de servicii medicale la domiciliu de pandemie. Până la urmă, Constantin, dacă stai și te gândești, această platformă chiar poate să îmbunătățească accesul la servicii medicale. Și hai să uităm puțin de București și de marile orașe ale țării. Hai să ne referim la mediul rural, unde ai comunități izolate, comunități de unde un pacient poate trebuie să parcurgă 50-70 de kilometri până ajunge la prima clinică. Și în același timp, în acele comunități locuiesc asistenți medicali sau medici uneori, care se deplasează zilnic în oraș. După programul de muncă, ei revin în comunitatea din mediul rural și pot ei înșiși să fie prestatori de servicii de îngrijire medicală la domiciliu. A trebuit doar cineva să gândească o formulă în care există predictibilitate și pentru pacient și pentru asistentul medical sau clinică, pentru că aplicația spune la dispoziție și o aplicație de unde clinica își manageriază resursa profesională, o aplicație de unde specialistul medical își controlează el însuși activitatea din platformă și, bineînțeles, aplicația pacientului sau client, cum îi spunem noi. A trebuit cineva să vină cu această soluție digitalizată și de aici mai departe, pentru toate părțile implicate, atât pentru furnizorul de servicii medicale, cât și pentru pacient, dacă reușim să activăm asistență medicală într-o localitate, trebuie să judecăm încheia faptului că am reușit să acordăm acces la servicii medicale. Adică, dincolo de pandemie, pe termen lung, această aplicație chiar poate să îmbunătățească accesul la servicii medicale în locuri izolate. E mai important, poate, decât momentul virusului, pe care, sub o formă sau alta, reușim să ajungem să-l controlăm. Pentru că ne vom vaccina, vom scăpa de acest balamuc prin care trecem de 2 ani de zile. Dar după, aplicația își va arăta adevărata dimensiune în momentul când îmbunătățește accesul la servicii medicale în comunități unde aceasta nu se întâmplă astăzi. Corect. Mie mi se pare că această aplicație reprezintă dovada că tehnologia poate fi pusă într-adevăr în slujba binelui, spus așa un pic pompos, dar într-adevăr folosită corect și cu empatie și făcută după un plan integrat și holistic, chiar poate face diferența pentru milioane sau chiar miliarde de oameni, ceea ce este foarte, foarte bine și și mai bine ca un proiect care se întâmplă aici, la noi, în România. Aș vrea să ne mai spui puțin, te rog, în afară de București, în ce alte orașe, localități se mai întâmplă aplicația? Mă rog, principiile aplicației, de fapt. Da, reiau că ne-am lăsat în București, după care ne-am extins către Brașov, Târgu Mureș și astăzi suntem într-un proces operațional amplu, prin intermediul căruia vom lista în următoarea perioadă scurtă în aproximativ 11 județe din sudul țării. Avem un parteneriat cu un operator din Argeș care se listează în platformă cu un portofoliu de 500 de asistenți medicali și medici, atât în mediul rural cât și în mediul urban, sau invers, atât în mediul urban cât și în mediul rural din 11 județe din sudul țării, la Cluj, la Timișoara, la Iași, la Craiova, la fel suntem în momentul trainingului resursei profesionale a unor clinici sau unor persoane individuale specialiști medicali care se listează, pentru că din momentul când
un specialist medical, fie individual, fie pentru o clinică, ne contactează și ne spune că este interesat să se înscrie ca furnizor, durează o săptămână, două, să ne asigurăm că a deprins cum să utilizeze aplicația, de unde el își monitorizează rezervările, etc., etc. Pe de altă parte, noi să setăm o disponibilitate, să anunțăm comunitatea că ne-am lansat și în localitatea X sau Y, că am activat asistență medicală. E un pic de muncă preparativă, dar vreau să spun că zilnic avem solicitări din partea specialiștilor medicali din țară. Zilnic ne completează formularul de vino furnizor, pentru că undeva în aplicație și pe site-ul nostru, în ambele platforme ale Beezers, există un formular de vino furnizor pe care îl completează zilnic minim 10 oameni. Minim 10 oameni, fie aparținând unor clinici sau reprezentând clinici medicale, fie specialiști medicali. Deci vreau să spun publicului larg că într-un orizont de 2 luni vom fi în multe localități. Ok, deci ăsta e orizontul 2 luni în care se va face o extindere mai amplă a aplicației. Ce mai vreau să ne explici puțin, că tot ai adus vorba de parteneri, de specialiștii care se înscriu în aplicație. Ei ce beneficii au dacă accesează, dacă se înscriu și devin parteneri în aplicație? Într-adevăr, aceasta este tot o direcție de business a platformei Beezers, pentru că publicului larg trebuie să-i spunem așa. Noi trebuie să ne ocupăm și de pacient, să fie mulțumit și consumat serviciul, să poată fi consumat într-o manieră corectă, predictibilă, trasabilă. Pe de altă parte, într-adevăr, o atenție deosebită avem și către clinici medicale sau specialiști medicali. Pentru ei e avantajos din următoarele motive. Și acum ne referim la clinici, în primul rând. Noi nu le încurcăm programul de recepție. Aplicația Beezers reprezintă o sursă de extra venituri pentru orice clinică medicală care vrea să se acrediteze pentru îngrijiri medicale la domiciliu. De ce spun asta? Spun asta pentru că din platforma pe care o are o clinică medicală listată în aplicația Beezers, se poate seta disponibilitatea în timp real, de așa natură încât dacă astăzi managerul unei clinici știe că de la 4 la 7 are un interval descoperit și ar putea să pună disponibilitate în aplicație pentru 2 specialiști medicali, o poate face în timp real și dacă între timp totuși intervine ceva, o programare în recepția proprie, responsabilul care gestionează aplicația din partea clinicii poate să debifeze disponibilitatea. În plus, noi îi ajutăm să-și poată seta și area geografică de interes. Și gândește-te așa, dacă ești în București și ești clinică ce activează în sectorul 1, îți va fi dificil să te duci în partea de sud a orașului, pentru că implică timp, trafic și nu-ți permiți. Ar trebui să tarifezi consumatorul cu un preț nejustificat. Și atunci noi le-am oferit și posibilitatea să seteze o are geografică de interes, unde ei să poată să serviseze cât mai mulți pacienți. Asta e pentru clinici. Deci, concluzionând, noi reprezentăm, nu încurcăm programul clinicii, reprezentăm o variantă de extra venituri și mai mult decât atât va fi tot mai interesant pentru ei, pentru că avem o cerere și uite, facem o știre la voi, e primul loc în care anunțăm. Începând din câteva zile, în următoarele zile, vom începe să punem la dispoziția consumatorilor abonamente, pentru că există o cerere din diaspora românească incredibilă. Oameni care au conștientizat că din Spania, din Anglia, din Italia, de unde sunt ei, pot avea grijă de părinți, pot să comande ei pentru cei dragi și pot să monitorizeze în timp real ce se întâmplă între specialistul medical și părintele său pentru care a comandat. Și atunci, văzând că există o cerere pentru abonamente, bineînțeles că și noi suntem flexibili și vom pune la dispoziție și abonament. Mai departe, pentru specialistul medical individual, avem și programe speciale de loializare pentru cei care lucrează în sistemul public ca activitate principală și vor să-și completeze veniturile după programul din sistemul public. Ei pot fi prestatori de servicii după program, pot fi ei furnizori de servicii medicale,
Pe de altă parte, intră și într-un program de loializare pe care, uite, cu prilejul unui alt interviu pe care poate îl facem, îl detaliez. Deci pentru clinici e o oportunitate, pentru că nu încurcă, din contră. În regulă, minunat, sună foarte bine. Vreau să mai punctăm ceva. Utilizatorii aplicației bănuiesc că până la apariția acestor abonamente, în câteva zile, puteau accesa un singur serviciu pe care îl achiziționează, corect? Da, și puteau să-l gândește că totul e gândit plecând de la o schemă de tratament. Și acum hai să vorbim publicului rar puțin și despre ce servicii avem în aplicație și cum ajunge el și ajung și la răspunsul tău. Exact, asta e următoarea întrebare. În aplicația Beezers găsești deocamdată injecții de toate tipurile, intradermice, intramusculare, perfuzii, atât cele de hidratare cât și administrarea medicamente prin perfuzie, recoltări de analize medicale, partea de hematologie, da? Recoltări de sânge sau alte tipuri de recoltări, administrare medicamente pe cale orală, pentru că să știi că sunt situații când ai nevoie și de cineva care, împreună cu care să te asiguri că medicamentul e luat la timp, monitorizare, parametri fiziologici, recuperare medicală post-accident vascular, de exemplu, prin fizioterapie, kinetoterapie, masaj, spălături profesionale de urechi, montare, schimbare, sonde urinare pentru situația persoanelor care post-traumatic au o mobilitate redusă, consultații de specialitate și mă refer la partea de diagnoză care poate fi asigurată la domiciliu și din dorința de a da un exemplu, nu poți să faci la domiciliu un ecocord pentru un subiect cardio, dar să te duci să interpretezi un EKG, să faci un EKG și să-l interpretezi și să faci un minim de diagnoză, asta se poate. Deci inclusiv consultațiile generale sau de specialitate care necesită infrastructură ușor de transportat la domiciliu. Transportat, aici mai departe, de aici mai departe, pentru pacient e destul de simplu, pentru că intri, setezi locația, fie soliciți asistență medicală la tine acasă, fie de la birou trimiți la altcineva acasă de care ai grijă. În următorul ecran alegi serviciu. Mai departe, ai un ecran unde alegi ziua și ora și în ultimul ecran alegi specialistul medical disponibil în intervalul orar, zilnic și la locația unde dorești. Și aici e partea frumoasă, pentru că ai totul într-un singur loc și totul funcționează și ca un comparator de prețuri, pentru că tu poți să selectezi specialistul medical după evaluările transmise de alții care au rezervat acel specialist și, bineînțeles, după preț. Și din momentul când ai ales specialistul, poți să rezervi întreaga schemă de tratament. Deci dacă trebuie să faci 10 injecții timp de 10 zile, poți să rezervi întregul set de 10 injecții pentru cele 10 zile și să-ți alegi și intervalul. Și de acolo mai departe, când ai confirmat asistentul medical, pleacă solicitarea de rezervare în aplicația specialistului medical. El o confirmă și din acel moment se deschide un chat prin intermediul căruia, înainte să ajungă la tine, poți să transmiți trimiterea medicală sau recomandarea medicală, poți să transmiți informații, nu știu, imaginează-ți că vei comanda pentru altcineva și vrei să explici unde sunt medicamentele, cum ar trebui să-l găsească pe părintele tău, să ceri informații, să afle despre cum se desfășoară atât înainte cât și în timpul prestării serviciului medical. În momentul în care asistentul sau specialistul medical este în casa celui pentru care ai comandat. Deci totul poate fi, totul pleacă de la schema de tratament și totul e construit într-o manieră în care ai predictibilitate, pentru că și pacientul și asistentul știe exact când va avea rezervări și își poate organiza programul. Ai trasabilitate, pentru că știi în permanență cine a fost, cine urmează să vină, pentru ce a fost rezervat și în situații de probleme ai de unde să extragi această informație și poți să monitorizezi de la distanță, ceea ce nu se putea într-o altă formulă. De oriunde ești în lumea asta, poți să monitorizezi în timp real ce se întâmplă între asistent, specialistul medical și cel pentru care ai comandat.
Minunat, totul pare util și intuitiv și ușor de folosit, ceea ce este minunat pentru utilizatori. Aș vrea să ne întoarcem un pic la discuția de la început și să ne spui, dacă se poate, care au fost investițiile, de câți bani a fost nevoie până acum în dezvoltarea platformei și ce planuri pe partea asta financiară aveți voi la Bizers. De câte fonduri mai aveți nevoie și ce alte planuri de extindere sunt? E o provocare amplă, le luăm la fel pe etape. A fost o investiție de aproximativ 40.000 de euro din finanțarea despre care îți povesteam la început, după care am Da. completat-o, investiție pe care am completat-o ulterior cu încă vreo 80.000 de euro până la lansare, atât din surse proprii ale mele, ale familiei mele, cât și cu ajutorul unui prim business angel pe care l-am cooptat alături de noi. Este fondatorul și proprietarul cramei de vinuri biologice, Domeniu Bogdan. Iar după lansare, pentru că ne dăm seama că această aplicație poate să plece peste granițe la un moment dat, dar până atunci trebuie maturizată acasă, ne-am dat seama că avem nevoie de investiție, ceea ce intuiești și tu prin întrebare. Și am reușit să finalizăm săptămâna trecută o primă rundă privată, prin intermediul căreia am atras patru angel investors, patru investitori privați de tip angel, pentru un buget de 350.000 de euro, pe care îl previzionăm pentru următoarele luni și mai avem lăsată runda deschisă pentru un fond de investiții care își propune să ni se alăture în următoarele luni. Din acești bani ne propunem, unul, să ne extindem acumulând infrastructură de furnizare de servicii medicale și, în momentul în care am activat asistență medicală într-o localitate, să ne putem adresa prin pachete de abonament către persoane fizice, prin pachete de, și aici uite, iarăși o știre pe care, sau o informație pe care o dăm în premieră către Startup Cafe, ne vom adresa și cu abonamente către persoane juridice. Și aici am pilotat acest tip de produs, vânzarea business to business de abonamente, și vreau să spun că reacția a fost incredibilă. Companiile ne-au transmis că ar fi interesate de acest produs dintr-o rațiune simplă. Unele dintre ele, sau în mod special cele care au un domeniu de activitate care permite munca de la distanță, permite lucrătorilor să lucreze de acasă, ei și-au făcut un calcul simplu. Le oferim un abonament prin intermediul căruia pot să meargă într-o rețea de medicală. Și ne-ar prinde bine să completăm acest abonament și cu o formulă prin care parte din investigații sau terapii să poată fi acordate la domiciliu. Unde-i câștigul unei companii? Câștigul unei companii e că resursa sa profesională va putea să lucreze în continuare. Și hai să ne referim la analize de sânge, la hematologie. Trebuie să te trezești dimineața, mergi la spital, durează triajul, mai ales acum în perioada de COVID, stai câteva ore să aștepți să-ți fie recoltate. Asta înseamnă că tu trebuie să-ți iei jumătate de zi de concediu. Ei, prin aplicația Beezers poți să comanzi, vine acasă, vine înainte să începi programul și tu câștigi timp, se întâmplă tot în confortul casei și câștigă timp și angajatorul tău. Vreau să spun că aici a fost o surpriză deosebită, că noi nu ne așteptam la acest tip de interes. Asta vom face. Deci, cu acești bani vom acumula infrastructură de furnizare medicală, demarăm vânzarea de abonamente către persoane fizice din țara și din străinătate, demarăm vânzarea de abonamente pentru persoane juridice și, bineînțeles, continuăm să ne optimizăm și îmbunătățim aplicația cu un șir lung de funcționalități pe care vrem să le aducem în următoarea perioadă. Și credem că în momentul de față suntem stabili, securizați din perspectiva resurselor financiare ca să putem să atingem o țintă la final de an. Noi ne propunem să ajungem undeva la 100 de comenzi pe zi,
undeva decembrie-ianuarie 2021, decembrie 2021, ianuarie 2022 și să ajungem și la un bon mediu suficient de atractiv cât să ne permită să organizăm o rundă subsecventă de finanțare, pentru că, într-adevăr, dacă ne dorim ca acest produs să ajungă departe și să fie utilizat de 1 miliard de oameni, așa cum am introdus discuția, e clar că avem nevoie de finanțare și avem un avantaj. Suntem platformă tehnologică, suntem un startup de tehnologie, există multă atractivitate pentru acest tip de activitate pentru finanțatori privați și mai mult decât atât, avem avantajul că în România sunt mulți bani pe care acest tip de produs îi poate, îi poate motiva pe investitori. Să știi că există un element simplu. E un business cu impact. E o investiție cu impact real, e o nevoie reală în societate și aici sunt și date statistice. Cererea în România, nu vorbim de alte state, nu este acoperită astăzi și atunci asta înseamnă că noi putem să creăm acces îmbunătățit la servicii medicale. E o investiție de impact și dacă vorbim de investiția care are un impact real, trebuie să ne referim și la intensitatea nevoii. Din nefericire, o persoană care necesită terapie din cauza că are mobilitate redusă cauzată de o maladie de care suferă, are nevoie de un șir sau de un set de tratamente pe o perioadă mai lungă de timp. Și atunci aplicația are sens și pentru nevoie, pentru a acoperi nevoia și pentru a acoperi intensitatea nevoii. Corect. Mie asta îmi place cel mai mult la tehnologie, pentru că poate fi un facilitator și poate cumva ajuta la acoperirea unei nevoi reale în societate, ceea ce face și Bizers. Am vorbit până acum despre factorul financiar, care este foarte important pentru o afacere. Aș vrea acum să mutăm discuția spre celălalt factor, la fel de important, cel uman. Spune-ne puțin despre echipa, cu cine lucrezi tu pentru dezvoltarea și întreținerea acestei probleme, câți oameni ai în echipă și care e dinamica, cum reușești să îi aduni pe toți colegii tăi sub un singur scop comun. Înainte de toate, întreaga echipă este deosebit de motivată pentru că toți simțim că luptăm pentru a acoperi o nevoie. Oamenii sunt deschiși să se mobilizeze pentru gândul că fac ceva pentru sănătatea umană, fac ceva care îmbunătățește viața comunităților. Suntem o echipă frumoasă, dinamică, facem mult brainstorming, suntem într-o furtună de creativitate zilnic, petrecem timp calculând și dezbătând opțiuni, direcții, planuri sau metode operaționale efectiv prin care să atingem un obiectiv dintre cele pe care ți l-am enunțat mai devreme și suntem odată. Echipa de investitori, suntem deja 6 persoane și ținem legătura des, ne consultăm și fiecare pune umărul cu contacte, cu experiență, cu expertiză proprie. Iar despre resursa profesională proprie a societății pot să spun așa. Partea tehnică o avem coordonată din interiorul echipei de către un manager de produs informatic, un coleg de-a nostru care vine din zona de dezvoltare de aplicații de mobil, cu o experiență de peste 9 ani în management de produs informatic, cu un portofoliu de produse care au scalat global, un băiat pe care am reușit să-l convingem, nu știu dacă atât de mult prin maniera de recompensă pe care i-am propus-o, cât prin însuși obiectivul platformei. Îl simt deosebit de motivat și încântat despre ceea ce facem noi. Avem o echipă de marketing coordonată de o colegă care vine din industria farmaceutică,
o colegă care are mai multe noțiuni despre noi, despre domeniul sănătății și atunci ne sfătuiește. Echipă de marketing care la rândul ei e completată de alți doi colegi interni care ne sprijină cu promovarea în social media, cu promovarea offline. Colaborăm cu o agenție de PR, o agenție solidă. Ei ne sprijină cu apariții în presa scrisă, cu distribuția de comunicate. Practic, agenția de PR e mobilul prin care noi totuși reușim să anunțăm oamenii că existăm. Ei ne vor uita, după care împreună cu ei reușim să le reamintim de noi și tot așa. Avem un colaborator extern care asigură partea de programare în strictă coordonare a colegului nostru, colegul despre care spuneam că este managerul nostru de produs informatic, deci Da. este în echipa noastră, dar dezvoltarea, partea de programare este externalizată. Avem o echipă externalizată de producție de materiale creative, vizuale, pentru tot ceea ce utilizăm noi în promovare, în reclamă. Și așa cum observi, suntem o echipă mare. În interior suntem deja 6 plus 6 investitori cu tot cu mine. Suntem 12 persoane, plus colaboratori externi, deja ajungem la 18-19 colegi cu care facem brainstorming zilnic pe toate temele, pentru că așa e la început. Ești într-o permanentă schimbare și ai nevoie să te adaptezi într-o viteză deosebită. Noi Corect, corect. nu ne permitem timp să scalăm încet. Ne dorim să se întâmple totul într-o viteză accelerată, pentru că nevoia de sănătate nu-ți permite să lași timpul să curgă și să ai o creștere fazată, să-i spun așa. Ok. Minunat, îmi place ce aud. Aș mai vrea să abordăm un pic un subiect. M-ar interesa să-mi spui tot periplul ăsta de până acum, dacă a fost ceva ce te-a surprins când vine vorba de antreprenoriat. A fost un lucru pe care l-ai realizat sau l-ai întâmpinat, o situație anume, la care nu te-ai fi așteptat și sunt curios cum ai gestionat-o, dacă poți să ne împărtășești din experiența ta. A fost o situație destul de sensibilă pe care trebuie să o menționez. S-a întâmplat la început de februarie, după care s-a mai întâmplat de 2 ori în martie și acum de curând în aprilie. Într-o dimineață, la ora 9, trebuie să fac o mențiune, o paranteză. Undeva pe site-ul bizers.com există numărul meu de telefon într-o secțiune în care ajungi un pic mai greu. Și a fost implicit gândit așa, pentru că am vrut să. Cine ajunge acolo, e clar că are ceva de transmis real. Și într-o dimineață, Ok. pe la 8 jumătate, m-a sunat un domn în vârstă, un domn de 80 de ani, să mă roage frumos să-l ajut să-și pună aplicația în telefon. Să-mi spună că el are o gașcă de prieteni și lui ia. Și îl simțeam pe moromete. Când povestea așa, Ok. uite, noi, în perioada pandemiei, a trebuit să luăm o decizie din toată gașca mea de foști colegi de școală, care toți avem, na, 80 de ani acum. Am luat o decizie că unul dintre noi trebuie să învețe tehnologie, pentru că, uite, din cauza virusului trebuie să stăm în casă și cineva dintre noi trebuie să învețe să folosească computerul și telefonul ca să-i poată ajuta pe ceilalți. Și în sensul ăsta m-a rugat frumos să am răbdare cu el și să explic cum să-și instaleze aplicația în telefon, ca el să poată să comande atât pentru nevoile proprii, cât să-i ajute și pe ceilalți. Și a fost incredibil. Vreau să spun că a fost un telefon care mi-a dat aripi. Dacă aveam îndoieli, în momentul ăla mi-am dat seama că, uite, pentru asta e obligatoriu să mă mobilizez zilnic. Și experiența a fost incredibil de interesantă, pentru că în fundal era soția domnului care, și ajunsesem să instalăm aplicația, ajunsese să se conecteze cu contul de Facebook, că e ușor. Și când a trebuit să explic cum își setează locația, fie dă click acolo să ia locația sa, fie dacă vrea să pună locația altcuiva să intre în câmpul de căutare a locației. Și ziceam, uite, puteți să exersați cu adresa proprie.
scrieți acolo adresa proprie și o să vedeți că GPS-ul o identifică. Și în fundal era soția lui care striga, nu-i da adresa, nu-i da adresa. Și eu îi spuneam, dar nu trebuie să mă dați, vreau doar să exersați ca să mă asigur că la finalul acestui telefon știți să folosiți aplicația și pentru dumneavoastră și pentru gașca de prieteni. Și dragul de el mi-a și zis, stai liniștit că dacă ai avea clienți cum sunt soția mea, n-ai mai chide șandramaua. Asta a fost o situație care mi-a surprins. S-a repetat ulterior, culmea, tot cu persoane în vârstă. Nu ne-au sunat cei tineri să ne întrebe cum să o utilizeze. Persoane în vârstă ne contactează cum să-și o pună în telefon. Și într-adevăr oamenii vin și ne spun că au această nevoie. Le e frică, mai ales în această perioadă, să meargă la spital. Și au încercat prin cunoștințe să angajeze serviciile unui specialist medical. Doar că nu pot avea o predictibilitate, este obligat să ia, să parcurgă o schemă de tratament la intervale orare clare. Și ne-au explicat mult că pentru ei aplicația asta poate fi efectiv salvarea. Asta a fost un element sensibil. Pe de altă parte, alte surprize pe care le-am avut au fost cu elemente tehnice pe care le-am avut. Noi în prima lună am avut o problemă că timpul de reacție între momentul când plasai rezervarea și acceptarea ei era de 15 minute. Și atunci se întâmplau ca rezervările să ducă în timeout, pentru că, bineînțeles, specialistul medical nu se uita permanent în telefon și a trebuit să lucrăm. E un exemplu, multe situații. Mai departe, ca să completez întrebarea ta și cu un alt răspuns, ca antreprenor unde simt provocarea, doar că eu în etapa asta mă simt foarte bine, cu un startup într-o competiție deosebită între startup-urile de tehnologie, este obligatoriu să ai o viteză deosebită în a mobiliza sau a te coaliza cu furnizori de servicii sau cu specialiști într-o viteză deosebită. Ești efectiv obligat ca în decurs de 20 de minute să găsești specialist care să-ți facă editare grafică și să reușești în aceleași 20 de minute să și transmiți că până diseară ai nevoie de produsul finalizat, să parcurgi și partea administrativă cu semnarea unui contract, transmiterea unei oferte și până diseară efectiv să te ții de deadline și să ai și produsul gata. Este nevoie de o viteză deosebită în a transmite echipei cu care lucrezi cine, cum trebuie să colaboreze cu ceilalți colaboratori externi sau cu echipa internă, pentru că ești la început de drum, nu ai un standard proceduri, nu ești corporatizat în sensul formal al manierelor de lucru. Atunci totul trebuie să se întâmple într-o viteză, trebuie să ai capacitatea ca lider să transmiți în timp real fiecare ce trebuie să facă și, bineînțeles, trebuie să ai capacitatea ca lider în timp real să ții echipa motivată și să reușești să transmiți oamenilor, pentru că la început de drum se poate întâmpla să nu ai un program prestabilit cu ore libere după amiază sau în weekend și sunt momente când și în weekend trebuie intervenit pentru că, uite, a făcut cineva o rezervare, s-a dus în time-out. E clar că persoana, pacientul are nevoie de îngrijire la medicală. Sunt pacientul, refaci rezervarea, faci refund, comunici cu clinica, îl atenționezi că trebuie să răspundă, încerci să preiei informații despre necesitatea pacientului, vezi cât e de urgent. Ei, este un foc continuu, efectiv, de la final de ianuarie până acum. Muncim cu toții și sunt deosebit de încântat că toată echipa e alături de mine. Și zi și seară și în weekend și permanent suntem on call, să zic așa. Deci viteza este și o provocare, dar și de fapt este o provocare, dar e o provocare frumoasă, din ce îmi spui. Mie tu. Mie îmi place, crede-mă, simt că trăiesc. În momentul când trebuie în 3 ore să rezolv 10 probleme, ăla e momentul când mie mi se liniștește pulsul, îmi câștig o relaxare pe care în mod normal nu o am, reușesc limpede să găsesc soluția și o și activez. E clar că îmi dau seama despre mine că sunt construit pe structura unui salvator de probleme, unui problem solver. Ăla e momentul când eu funcționez cel mai bine. Când e stresul cel mai mare, atunci mă relaxez eu. Atunci tensiunea mea se duce și pulsul scade,
și totul funcționează. Când s-a reglat problema, atunci începe și la mine să crească tensiunea și încep să mă simt panicat când nu mai am obiect. Axarea asta pe soluții este binevenită, mai ales într-un domeniu în care e nevoie și de empatie. Spune-mi puțin cum percepi tu empatia, atât la nivel personal cât și profesional, că iată, activezi într-un domeniu de așa natură. Am avut ani mulți, Constantin, când mă gândeam că din cauza faptului că eu sunt o fire sensibilă, nu pot fi un antreprenor foarte bun. Pentru că tot ce citeam, eu fiind o fire care sunt foarte curioasă, pasionată, îmi place să știu și citesc mult, citesc permanent când prind. Eu sunt nevăzător și atunci maniera în care citesc cărți este ascultându-le cu un cititor de ecran, fie pe telefon, fie pe laptop. Și când prind un moment, fie Uber, fie seara înainte de somn, fie în avion, dau drumul în cască la o carte și citesc ceva. Și noi am fost bombardați cu exemple ale capitalismului crud, poate de Corect. sorginte occidentală. Și stăteam și mă gândeam, oare eu sunt capabil să iau decizii doar după cifre? Ei, uite că mi-am dat seama că domeniile în care poți interveni cu un concept antreprenorial sunt variate și atunci dacă simți că ești o fire empatică, te orientezi către domeniile unde empatia e factorul de mobilizare. Oricând e vorba de sănătate, nu ești niciodată prea empatic. Când e vorba de sănătate, empatia e obligatorie. E un must. Și atunci, de asta mă simt ca peștele în apă în relația cu acest proiect antreprenorial. Mă bucur foarte mult că ai punctat acest aspect, pentru că sunt destule mituri care înconjoară antreprenoriatul, ăsta fiind unul dintre ele, că trebuie să fii dur și cumva într-un anumit fel ca să reușești. Dar iată că în Sunt și multe dintre situații. cazuri, cum. Sunt și situații când trebuie să fii dur. Până la urma urmei, un business trebuie să fie coordonat și după cifre. Ce vreau să spun eu e Corect. că sunt domenii unde empatia nu este mutuală exclusivă cu calculul cifrelor. Asta vreau să spun. Nu se Corect, exclud între ele. asta vă să evidențiez și eu și mai vreau să evidențiez un aspect, curiozitatea. Uneori curiozitatea bate orice altceva, pentru că dorința asta de a învăța continuu e poate un factor mai important decât am putea crede. Eu fac parte dintr-o generație, sau cel puțin, nu știu, eu personal am avut parte de mult mentorat internațional. Am avut și o perioadă de câțiva ani când am fost implicat în domeniul drepturilor omului. Și acea experiență profesională mie mi-a adus mult mentorat internațional. Și mai mult decât atât, consider că eu am deprins capacitatea de a căuta în lectură, în citit, nu doar lectura care să se relaxeze creierul, cât și lectura formativă. Și atunci, fiind o fire care citește mult și a citit mult, știu bine să-mi combin momentele când citesc literatură formativă cu momentele când mă relaxez cu o carte polițistă, cu un thriller, etc. E important și trebuie cumva transmis și aici rolul tău, rolul vostru al jurnaliștilor e necesar să folosiți momentul fiecărui interviu ca să transmiteți generației de tineri care e bombardată de informație din toate unghiurile să își construiască și un obicei de a citi sănătos. Nu e rău să citești romane de dragoste. Nu e rău să citești romane polițiste, la fel nu e rău să citești filosofie și cărți despre geopolitică. Trebuie să ajungi într-o formulă în care să le combini. Și literatura e obligatorie pentru că, dincolo de informația neutră pe care un tânăr și-o ia din Facebook, informația compilată, sintetizată, printr-o carte poți să-ți dezvolți gândirea nuanțată. Și o să vedeți că, și aici mă refer generației care sau publicului ascultător, tinerilor, o să vedeți că din nuanțe se trag marile concluzii.
nu din informația sintetică. Corect. Bun, suntem pe final. Și te-aș ruga să le transmiți un mesaj cititorilor noștri. Și încă o dată mă bucur că am avut această discuție. Deci te las să le transmiți ceva cititorilor startupcafe.ro. Mă bucur să am ocazia să-mi promovez un mesaj prin Startup Cafe. Știu că această platformă beneficiază de multă atenție din partea unui public variat, atât tineri cât și persoane cu o vârstă a maturității. Antreprenorilor la început de drum vreau să le transmit că efortul merită și dacă încă aveți îndoieli, vă recomand o carte. Promised Land a lui Barack Obama, Pământul Făgăduinței în limba română, o găsiți și tradusă. E o carte din care veți înțelege și voi ceea ce am înțeles și eu, că de oriunde ai fi, poți să ajungi în vârful planetei. Mai mult decât atât, vreau să știți ceva și nu am evidențiat și nu-mi doresc să evidențiez elementul ăsta. Dacă eu, nevăzător, reușesc să-mi găsesc drumul, vouă, cu siguranță, trebuie să vă fie mai ușor. Acum, pentru utilizatorii aplicației Beezers, vreau să vă spun că dacă comandați sau dacă rezervați servicii medicale acasă, ele chiar se întâmplă. Dacă faceți o rezervare, specialistul medical chiar vine.